Există câteva forme de cancer pe care le putem preveni. Sunt, printre altele, și formele des întâlnite, iar lipsa informațiilor privind măsurile de prevenție sau nerespectarea unor reguli de viață duc la creșterea acestor cazuri. Cancerul de sân, cancerul de col uterin sau cancerul de colon se află pe lista scurtă a afecțiunilor ce pot fi prevenite prin controle și stil de viață sănătos, spun medicii. Iată care sunt regulile. Cred că trebuie să facă câteva lucruri foarte simple. În primul rând, să abandoneze fumatul. Fumatul e cauza aproape o treime dintre cancere. Deci dacă ne-am lăsat toți de fumat astăzi, în 10-15 ani, am avea mult mai puține cancere. Apoi, stilul de viață și, în primul rând, modul în care oamenii înțeleg să mănânce. Consumul de carne roșie este o sursă pentru cancerul de colon și alte cancere cu un risc mai mic. Infecțiile sunt a treia sursă de cancer. Infecțiile hepatitice, care duc la cancer hepatic, infecțiile cu HPV, care dau cancer de col uterin, cancer în sfera anogenitală și în sfera orală. Cam astea sunt principalele măsuri de prevenție pe care putem să le practicăm în mod uzual. Să evităm ceea ce se poate evita în mod rezonabil. Asta e un mesaj pe care noi îl transmitem împreună cu cardiologii și cu alte specialități, pentru că alimentația sănătoasă nu este doar o posibilitate de a reduce riscul de cancer, este și o posibilitate de a reduce riscul de boli cardiovasculare, de pildă. Și aici indicațiile pe care noi le avem se suprapun incredibil de bine pe indicațiile cardiologilor. Evitați fumatul, evitați alimentația excesivă cu grăsimi, folosiți cât mai multe legume și fructe, cât mai proaspete, cât mai puțin prelucrate. Faceți efort fizic moderat spre intens, măcar o jumătate de oră pe zi. Sunt niște reguli pe care noi, în urmă cu mii de ani de zile, le respectam din nevoia de a exista. Astăzi, datorită stilului de viață, ne putem permite să fim sedentari, ne putem permite să mâncăm excesiv și să avem tot felul de obiceiuri nesănătoase. Sunt anumite cancere care pot fi prevenite, nu toate, dar sunt câteva cancere mari. Cancerul de col uterin. Femeile trebuie să știe că după 20 de ani, cel târziu, teoria spune la 3 ani de la debutul vieții sexuale, ar trebui să-și facă o dată pe an acel Papa Nicolau. Cancerul mamar, cel mai frecvent cancer la femeie, poate fi depistat precoce cu o mamografie făcută după 40-50 de ani, măcar o dată la 2 ani. Cancerul de colon, un cancer foarte frecvent, al doilea, al treilea ca frecvență în toate statisticile, poate fi depistat dacă facem o colonoscopie la 5-10 ani după 50 de ani. Deci sunt o serie de posibilități pe care din nefericire nu le învățăm, că astea ar trebui să le învățăm în școală. Așa cum învățăm să ne spălăm pe mâini, ar trebui să învățăm și regulile de prevenție. Sigur, prevenția se adresează în special persoanelor trecute de o anumită vârstă, după 50 de ani în special. Dar trebuie făcută și în țările civilizate se face. Este important de știut și că un rol important în prevenție îl au medicii de familie.